ca în această seară să fiu alături de Violet Fantafir, autorul acestui roman, Alexander. O să începem, de fapt o să fie o lansare atipică, pentru că noi vrem să ieșim puțin din tiparele astea care ne cam plictisesc. De aceea am să-l invit pe Renzo Iacob să vină aici lângă noi. Renzo este un elev la seminarul teologic, un băiat extraordinar de talentat și scrie și cântă undeva, altfel o să și vedeți. Este o proaspătă achiziție a Societății Culturale Anton Pan și cu această ocazie îmânesc această legitimație. Începând de astăzi, este membru activ a Societății Culturale Anton Pan. Și o să-i cedez microfonul să ne cânte ceva. Lăutarul, starostele și popzarul, și-am cântat pe la Domnii și l-am îndrecununii. Copța mea a fost vestită, veac întreg a fost cinstită, de boierii de pe aici, ba chiar și de venetici. Of, 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 mi-aduc aminte, of, 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 că mai înainte niciun chef nu se fășa fără asta copza mea. Dragi boierii de lume nouă, ziua bună vă zic vouă, eu mă duc, mă prăbădesc ca un cântec bătrânesc. Ioan Soares vorbească despre această carte atât cât a putut dumneavoastră să citească și să perceapă din lucrarea lui Viorel. Pentru fiindcă am primit cartea abia seară, am ajuns acasă pe la vreo 11 și dimineața am pus-o patru cu probleme forumiste și n-am reușit, vă dați seama, să citesc decât câteva pagini. Se spune la noi scriitorime, însă, că e suficient să citești dintr-un autor o singură pagină și îți dai seama în linii mari cam ce zace în el, excluzând, bineînțeles, structura, compoziția romanului, respectiv a cărții despre care e vorba. Am citit câteva pagini și mi-am dat seama de la bun început. De fapt, impresia mea era întărită de o remarcă a autorului aseară la Curtea de Argeș. Și e bine că Societatea Culturală Anton Pan a inițiat lansarea cărții, fiindcă ar fi fost jenant pentru noi vâlcenii să ne lanseze cărțile vâlcenilor vecinii noștri din Argeș. Am încheiat paranteza. Cu acea ocazie, respectiva seară, domnul Trandafir a spus, a făcut o remarcă, a făcut o remarcă de genul, am scris de 5 ori acest roman. Deja mai l-am cunoscut 5 variante. Lucru care mi-a plăcut foarte mult, mi-a adus aminte de o remarcă asemănătoare a mea cu vreo 20 de ani în urmă când am lansat primul roman și când am spus că romanul respectiv cunoscuse 9 variante. Mi-au plăcut oamenii care elaborează, nu-mi place lucrul la prima mână, în stil postmodernist, să spunem așa, necum nu sunt de acord cu ideea că sunt de ajuns primele fraze sau prima frază și romanul se scrie singur. Din punctul acesta de vedere, filologul, și asta la fel ne spune ceva, Viorel Trandafir dovedește grijă, respect pentru cuvântul scris, ceea ce nu se întâmplă la mulți dintre scriitori noștri, nu numai la vâlceni, ci și la cei de nivel național. Dovedește responsabilitate și ceea ce se spune în mod foarte serios și foarte util, responsabilitate, conștiință scriitoricească. Asta face mult și mi se pare esențial. Câteva lucruri despre paginile pe care le-am citit, despre carte, deci prin intermediul paginilor pe care le-am citit.
Mi-a plăcut că știe să construiască, știe cum se scrie, cum se face literatura. De la bun început, de seama, citind, făcând acel prolog, prologul mi s-a părut ca un fel de uvertură în care îți include la scară mică sau te face să bănuiești ce s-a întâmplat în restul cărții, iar apoi dezvoltă ca într-o simfonie literară. Cunoaște metoda și eficiența suspansului. Ne-a făcut deja curioși de la primul prolog. Acela mi s-a părut o găsăniță care nu e cea nouă, dar o repune pe tapet și care te face curios să citești și restul. Și chiar m-am apucat și am citit atâta cât am putut. Referitor la pagina din nou, am observat grija de construcție, nu la nivelul romanului, ci și la nivelul frazei. Frazele sunt foarte bine cizelate, acțiunea e foarte bine condusă. Personajele și cu psihologia lor, la fel mi s-a părut că încep să fie construite cu mare grijă și înțeleg cu asta, îl rog să fie foarte atent, mai ales la frazele acestea. Am citit multe romane de dragoste, am acasă o colecție aproximativ integrală a romanului, colecției romanului de dragoste, până la nume Iubel. Sunt foarte curios în ce măsură domnul Viorel Trandafir s-a dedicat la înălțimea în etajul ca să ne scoate un roman de dragoste valabil, viabil și cât de cât original în urma atâtor romane de dragoste celebre care s-au scris în literatura română și în cea universală. Îi doresc succes și îmi doresc mulțumire și împlinirea așteptărilor mele. Felicitări deocamdată pentru atât cât confirmă, fiindcă e un autor evident de talent. Mulțumesc! Într-adevăr, este un autor de talent. Eu am reușit să citesc tot romanul. De fapt, l-am citit în trei etape. În prima etapă, timpul nu mi-a permis să citesc mai mult, zic așa, cam un sfert, eu l-am reușit. Apoi nu mai puteam să mai dau drumul din mână. Până la urmă, a trebuit să mă smult de el, că aveam și alte priorități. Și ultima dată nu l-am mai lăsat și l-am citit chiar cu atenție. Într-adevăr, ați sezizat perfect, construiește foarte bine personajul, caracterele lor diferite, foarte bine le puntează, cheamă natura în anumite situații să participe chiar la acțiune și un lucru extraordinar. Are și anumite viziuni poetice în carte și asta dă acea culoare, acea dulceață a cititorului. E un lucru extraordinar ce a reușit Viorel să facă. Și psihologiile personajelor, dacă îmi permiteți, sigur. Sigur. Și este uimitor pentru că reușește să ducă undeva într-un alt timp și în alt spațiu. Adică duce undeva subiectul în afara granițelor țării, undeva prin Anglia se întâmplă tot acest subiect. Lucru extraordinar ce a reușit. Acum am să o invit pe doamna Alina Istocescu. Doamna Alina Istocescu este consilieră la Agenția pentru Protecția Mediului. Este un talent, de fapt o să vedeți și vreau să o ascultați cu atenție pentru că veți avea ce auzi. No, you don't.
Au rămas cu corii în urmă, obosiți de timp și zbor. Vântul tăvălit de brumă, mușcă rece în urma lor. Aripale concert, sensul vieții migratoare, într-un festival incert, ropotesc la întâmplare. Ei n-au țară, doar dezastre întâlnite în calea lor, crucea răstignirii noastre într-o viață de cocor. Să adâncesc cocori în ploaie, în ocean de nor sever și cu aripa greoaie, stau cu ochii înfipți în cer, stau cu ochii înfipți în soare, taina lor o strălucesc și între ei a lui chemare totdeauna intuiesc. Verilele sunt furate, iernile îi amăgesc, toamnele sunt întristate, primăvara îmbătrânesc. Povara lor se repetă din motivul secular, dar se întorc și nu regretă după un viitor neclar. Au rămas cocori în urmă, s-au pierdut și ei de turmă. Am deschis seria de poezie pentru că, așa cum ați fost anunțați în programul nostru și Societatea cu Planton Pan, colegii din societate vor citi din creațiile lor. Am să-i dau acum cuvântul doamnei Elena, doamnei Dana Stan, care va citi o cronică făcută de doamna profesoară Elena Natalia Călinescu. Deci, prin această cronică ne întoarcem la Alexander. De 5 ani, după cum însuși autorul mărturisește, în care tânărul prozator Viorel Trandafir construiește caractere umane incapabile să se opună destinului, nepăsător, și creează o acțiune concentrată pe fantastic, pe mister, autorul reușește să finalizeze un roman ce merită, este considerația doamnei Călinescu, dar este și opinia mea, atenția cititorilor. Prin tematică, romanul nuanțează o lume a aristocrației moderne, în care iubirea, familia, dar mai ales ura dintre familii, se îmbină într-un context existențial mai presus de capacitatea umană de a controla propria soartă, menirea personajelor fiind aceea de a duce până la capăt ceea ce li se urzise parcă de undeva din trecut. Alexander este așadar un roman de dragoste, de familie, în care ura distruge sentimentele nobile, distruge vieți și destine, ajungând până la extrem, până la crimă, într-o societate avidă după avere, după statut social, în care trecutul cere din nou sacrificiul, tributul de dincolo de moarte,
motivul întoarcerii la trecut fiind semnificativ pentru construcția subiectului. Este un roman concentric, în care trecutul unor familii revine în prezent, iar prezentul se întoarce parcă în trecut, prin intermediul visului, al îmbinării dintre real și reverie. Titlul operei este sugestiv, realizându-se prin îmbinarea a doi termeni, prenumele și respectiv numele personajului nucleu, Alex Sanders, un Romeo ce moare pentru iubire și în numele iubirii, ancorat spiritual în imaginea Julietei sale, Sarah. Încă din prolog, Alexander lasă impresia unui roman de factură romantică, ce se transpune în spiritual, în mistic am putea spune, prin motivul simbol, ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă, care influențează traiectoria fatidică a personajelor pe parcursul întregii acțiuni epice, incipitul fiind cel ce surprinde esența narrativă pe care se clădește întregul subiect. Simbolistica inițială se regăsește inclusiv în finalul operei, ceea ce denotă simetria compozițională, final din care răspate dramatismul iubirii, ce nu poate, nu poate fi definitivată decât prin moarte. Unirea prin iubire regăsindu-se dincolo de viață, dincolo de ura dintre familii, ce situează personajele la limita grotescului. Ceea ce frapează în succesiunea secvențelor narrative este blestemul unei iubiri din trecut, ce poartă personajele principale pe urmele predecesorilor care au plătit cu viața o iubire nedorită de familiile din care făceau parte, o dragoste care strigă după împlinire prin prezența celor morți ca apariții himerice, la limita dintre vis și realitate. Compozițional, romanul este structurat pe 16 capitole, de-a lungul cărora sunt concentrate și conturate treptat personajele, dar și trăirile lor zbuciumate, pe care aceștia se străduiesc să le ascundă în societate. În construcția personajelor, autorul utilizează elemente de frescă socială, cum ar fi relația dintre soți, dar și dintre familii la nivel social, lăcomia ce dezumanizează, ceea ce aduce cadrului romantic pe care este creată opera literară, un plus de realism. Tipologia personajelor variază de la adolescentul rebel la cel maturizat înainte de vreme pentru a duce mai departe moștenirea atât materială cât și spirituală, personaj capabil să iubească până la sacrificiul de sine, dar și la maturul orbit de ură ce trece peste sentimentele propriului copil în numele dobândirii unei averi cu orice preț. Prin urmare, dincolo de tragicul subiectului ce își pune amprenta asupra destinului personajelor, romanul este o scriere romantică prin elementele narrative utilizate și prin construcția personajelor, îmbinată cu mistic și fantastic, cu suspans și misterios, asemeni unui roman polițist, dar și cu elementele realiste care reușesc, la oaltă, să capteze atenția celor interesați de lectura plăcută a acestui gen literar. Vă mulțumesc! Am reușit să mai avem încă două proaspete achiziții extraordinare și ne mândrim cu asemenea achiziții. Este vorba de familia Drăghici, două cadre de învățământ de la Govora, care sunt alături de Societatea Cultural Antropan. Este vorba de doamnă Drăghici pe Drăghici și nostru este autor de nu numai de poezie, pentru că la interferența altelor ne-a citit și niște schițe care sună extraordinar de bine. Am să o invit pe doamna profesor, că așa e bine, prima dată dăm întâietatea femeilor, nu domnul profesor, să ne cânte ceva. Doamna are o voce extraordinară și o să vedeți cât de frumos cântă. Voi începe cu un cântec rusesc. Mile închide, moi, vas mimini asta, moi, tam craiu, taliocam, nazavit venia genoi. Mila ia, maia, zia, băiat, viața,
ești umilia jena. Mile-nchite moi, las mi-minia asta moi, te-am te-ajuda locam, n-a zavit minia ciujoi. Mile-nchite moi, las mi-minia asta moi, te-am te-ajuda locam, n-a zavit minia ciujoi. Назовіть ти мене чужой, миленький ти мой, восьми мене з тобой, миленький ти мой, восьми мене з тобой. Chiar trebuie să plecați? Păi, dar nu înainte de a spune câteva vorbe. Ok, chiar vă invit la microfon atunci. Aseară la Curtea de Argeș am fost surprins. Întâi de acest copil minunat, Viorel Candafir, și de doamna profesoară Călinescu, care cu mare pertinență, a făcut acea recenzie foarte frumoasă. Și aseară am venit târziu cu domnul Soare și cu colegii care am fost acolo, un pic obosit de pe drum, am stat și la Posada câteva minute, a fost felic, îmi pare rău că ați plecat, dar ați pierdut. S-a cântat, s-a discutat pe marginea întâlnirii de la Curtea de Argeș. Și, sosind acasă la o oră întârziată, am fost curios să văd ce scrie copilul ăsta și am frunzărit, n-am putut să citesc toată, dar am frunzărit. Să știți, m-a impresionat. Întâi de toate, frazeologia, verbalizarea, este extraordinară să cunoaște, să cunoaște că el mai face și altceva. În afară că este filolog, dar cântă foarte frumos. Deci a armonizat aspectele vieții pe care el le traduce în cartea aia, extraordinar. Extraordinar. Și profesoara Călinescu a punctat ca un axis bun din cartea lui ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Este o mare rugăciune la taina coloniei care zice ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu desfacă. N-are voie să se atingă. Deci are el... Și un avertisment pentru societatea modernă. Sigur că da. Sigur că da. Este extraordinar. Și cred că am... cât de curând să-i citesc toată cartea și eu îl felicit și îl binecuvintez. Am înțeles că are un copil să-i trăiască. Cartea asta este al doilea copil pentru el. E un început și trebuie impulsionat. Domnul Nicu Cizmaru, trebuie să impulsionăm și dumneavoastră și noi formiștii să-l impulsionăm, să scrie în continuare, pentru că are ștof. Are ștof. Și pentru asta m-am bucurat foarte mult și mai ales noi trebuie să creștem tineri. Să lase ceva în urmă, să lase dâră de lumină în urmă. Pentru că ei sunt urmașii noștri care să vină la Anton Pan, la forum, să lucreze, să arunce sămânța. Bravo! Felicitări și Dumnezeu să-ți ajute să... Cuvântul și domnului Marian Pătrașcu, că și domnia sa am înțeles că are ceva de spus despre autor și despre cartea lui. Am descoperit un talent muzical autentic azi noapte și azi dimineață, am răspuit romanul și am descoperit un talent literar autentic. Minuția cu care descrie cadrul, minuția cu care introspectează psihologic personajele, face din romanul tânărului nostru autor o carte plăcută la citit, deși gravă ca și conținut și cu multe învățăminte. Voi fi foarte scurt.
vreau să remarc un lucru pe care l-am simțit de la primele fraze citite. Automat au început să îmi apară în fața ochilor descrierea, cadrul în care se desfășoară acțiunea și descrierea chiar a personajelor, a interior, a psihologiei lor. Ceea ce rar ori se întâmplă. Asta înseamnă că este o carte bună. Eu îi doresc succes și mă bucur că este tânăr, așa, îi doresc multă sănătate și mult succes. O carte bună, o carte excepțională. Felicitări! Îl rog pe colegul meu, Gigi Poșircă, să ne recite ceva din creațiile lui. Umblă gândul prin coaja de pâine și miurlă nervii din lanțuri scăpați, mai neagră îmi pare ziua de mâine, iar anii îmi sunt în lacrimi scăldați. Știu că sunt un... stau prăbușit pe treapta răbdării, știind că sunt doar un fir de nisip. Furtuna mă duce în ecoul chemării, cât o clepsidră cu trup fără chem. Universul meu e o coajă de pâine, dospită acolo în lanul de greu. Poate că Domnul se îndură de mine la ceasul când cerbii se adapă în pârâu. Mulțumesc! Printre noi se află și un prieten foarte bun de la Slatina, este vorba de Nicolae Zărnescu. Este poet și epigramist și de toate. L-aș ruga să vină la microfon și eventual să ne împărtășească din creația domniei sale. Să mă și filmez și să și spun ceva, chiar nu, pentru că mă ajută Violeta. Nu, chiar nu sunt pregătit cu nimic. Așa că din creațiile mele, dar nu mă pot abține să nu-l felicit pe Viorel, pentru că eu l-am descoperit întâi ca folchist, pe urmă l-am descoperit ca prieten și mi-a făcut surpriză trimițându-mi niște tablouri extraordinare pe internet pe care le-am popularizat pe Arena Artelor. Trebuie să vă spun că eu sunt vicepreședintele Asociației Culturale Arena Artelor din Slatina și încerc să lansez orice tânăr de la 10 la 70 de ani pe această arenă să-l fac cunoscut în toată țara și în toată lumea. Și acum l-am redescoperit pe Viorel Trandafir în calitate de romancier. Sunt atât de preocupat de fotografia digitală, m-am îmbolnăvit de așa ceva și primesc și am un teanc așa de vreo jumătate de metru de cărți de la prieteni pe care nu mai apuc să le mai citesc. Din păcate, printre aceste cărți se află și cartea lui Viorel Trandafir, dar atunci când voi avea eu un moment de liniște, pentru că nu vreau nici să o frunzăresc, pentru că sunt convins din tot ce s-a vorbit prin toate orașele pe unde a făcut lansări, s-a vorbit la superlativ despre cartea lui, vreau să-mi rezerv un moment special și chiar să scriu o cronică despre cartea respectivă. Pentru că este un băiat pe care îl apreciez foarte mult și dacă vreau să fac un lucru bun, vreau să-l fac până la capăt. Deci nu vreau să-l fac în grabă. Îl felicit pe Viorel Trandafir pentru tot ceea ce face și sunt convins că vom mai auzi despre el. Vă mulțumesc! Mi se cere o epigramă.
nu știu, mi-a venit în cap cu nevasta. Era angelică și castă, cu trup divin, cu sânii grei, pluteam pierdut în ochii ei, dar vai, mi-a devenit nevastă. Un salut pe Alina Istocescu să ne mai încânte cu vocea ei. Sărăcia însă nu o lecui. Dacă n-ai pe nimeni cu un mic ajutor, toate-ți merg aiurea și n-ai niciun spor. Că muncești tu astăzi, însă mâine toci pe un cor de casă, zici pe șapte voci. Iată că țăranul azi primi în dar de la tatasocru un porc și un măgar. Cam spetit măgarul și ieșit din minți, însă cei de dar nu cauți de dinți. Iar porc, în glumă se numea așa, era ca o mâță, slab ca un uia. Dar de cât nimic, merge cât de cât. Ce să-ți dea omul? Bine și atât. Primăvara, uite, bate la fereastră și e atât de muncă în ograda noastră. Vine apoi Crăciunul, porcul face un an și ai să vezi ce bine-i să tai un grăsan. Își zicea țăranul de nătești plinit și vedea cum treaba s-ar mai fi urmit. Început din iar, numai cu chipzuială, că așa se ajunge la agoniseală. Băgă porcul în casă când era mai ger. Stă măgarul afară, că e ca de fier. Dădu firul ierbii, porcul se întrema. Măgarul sărac nu mai prididea. 3 găleți de apă și o mână de paie. Muncă toată ziua. Supliment? Bătaie. Bătaie.
Își zicea măgarul, Doamne ce blestem, eu cu chinul muncii și ăsta dintr-un ghem se făcu acum aproape cât mine. Uite, trece vara și iarna iar vine. El a stat la umbră și ce-a mai crescut. Eu muncesc și acasă și dat cu împrumut. Ăsta nu e trai, zică cine o vrea. Trag de o viață întreagă, asta e viața mea. Cugeta măgarul în ploile târzii, sta în paie porcul și visa în pustii. Însă pe aproape parcă de Ignat, să spună măgarul ce s-a întâmplat. Au venit vreo 7 cu cuțitul în mână. Da, era Crăciunul peste o săptămână și priveam cu groază cum țintau spre mine. Am rupt-o la fugă, mai știi de rușine? Însă observat am că n-am interes să-mi despoaie pielea. Dânșii o ales calea spre grăsanul în paie băgat. Fără multă vorbă, l-au înjunghiat. Stau acum și cuget, deși nu-s deștept. Tot la bătrânețe omul înțelept. Îmi spunea bunicul, nu voiam să ascult. Traiul bun ne poate, nu prea ține mult. Am cunoscut pe Viorel Trandafir ca fiind omul cu chitara. Viorel Trandafir am să rog să se pregătească pentru că el ne va și cânta ceva în seara asta. Până atunci, vă rog să permiteți să vă citesc câteva versuri. Plecați că se închide. Intrați. Îndrăzniți să intrați. Ușa e largă ca noaptea. Puteți să nu vă descălțați, pe aici a intrat chiar și moartea. Iată, aici un schelet ce-a scârțit câteodată, are pe el un bilet, nu-l deranjați niciodată. Și piele și carne a avut și o parte siu de pomană. Și o inimă, și o inimă avea de împrumut pe care a pierdut-o în toamnă. Avea și cap, ochi și nas și ochelari pe ureche. Avea și un dor de popas, dar nu avea săracul pereche. Intrați, îndrăzniți să intrați. Muzeul meu se deschide. Nu sunteți voi vinovați că exponatul se vinde. Voi pune în loc o poveste. Haideți, plecați că se închide. Nimic și nimeni nu va umple absența grea. Poate să înghețe chiar și iadul de lipsa ta. E tatuat adânc pe suflet zei suferind. De atunci înceară cearcă înseamă din ciugul de plin. Erai odată în viața mea, nume dat minunii. Azi nu te mai poate răscumpăra tot aurul lumii. Pe vor să te păstreze imagini cu mine, dar triste ochiul fără lacrimi mai vându pe agin. Acum colim pe străzi obscure cu pieptul deschis. S-arunce în ușa iubirii ucise de sărutul proscris. Am stăvilit în chihlimbar lacrimi de pe penă ca să-mi rămân
lungă peste timp, o iubire eternă. Mi-ai lăsat în buzunar 20 de arginți, sperând să pot răscumpăra vina cu să mă mint. Când totul
pave gâlhande pe poplauri. Căci pentru vin și pentru tine mai am în sân trei pumni de aur. Știi tu frumos că ulciorul din care plin înfiorată a fost făcut cândva de mult din sărna unui trup de fată. Iar trupul tău care mi-a cel mai senin dintre limanuri va fi un bietulcior din care vor petrumeți pe la hanuri. În ultima perioadă și-a deschis porțile larg și cine dorește să intre prin ele este binevenit. Iată că un tânăr a intrat prin ele și se cheamă Adrian Răzvan Barbu. Este din Buneta, Mihăiești, și o să vedeți că este un tânăr talentat. Îl intru la microfon. ...de senin, din ce în ce mai aproape, conștiința lovind. Ți-ai schimbat felul de a fi din nou, călare de principii solide, aruncând în jur cu foc, cu pasiuni, cu opinii egale cu zero. Ești ca un joc de noroc, mă simt ca și cum, dacă te-aș încerca, aș risca, dar în același timp aș inhala aerul fezandat impus cu atâta măiestrie, de atâta amar de timp petrecut pe drumuri. Drumuri, străzi, numai întuneric să fie, dar știm, noi, cei care te știm, că poți mereu cu tine lanterna pentru a-ți lumina calea. Este doamna, întâlnește toate calitățile și pe care o iubi la microfon. Să ne cântăm cu muzicuța domniei sale extraordinare. Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și nouă toate, ce rău și ce e bine, tu te-ntreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce val ca valul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. La 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 la. Încep o romanță. Te aștept pe același drum de altă dată, ca tu să înțelegi că n-am uitat. Și caut umbra visului pierdut, să-l văd și să-l mai sărut. Azi toate s-au schimbat, doar vechiul tăi mai are frunze verzi ca ochii tăi. Dar în zadar aștept, tu n-ai să treci. N-am să-ți văd pașii pe poteci. Anii trec se duc înainte și din tot ce-a fost iubit și din lacrima fierbinte se desprind doar amintiri. Răsfoind în cartea vieții, dau de fira în care am scris gândurile tinereții și mă-ntorc la vechiul vis. Te aștept pe același drum de altă dată, ca tu să înțelegi că n-am uitat.
și pe pote. Pentru că ceea ce urmează să vă citesc se plătează, să stau jos. O să vă citesc un fragment dintr-o schiță. Schița se numește Sigletra Fonel sau Cât de lungă, atât de lată. Este vorba de un cetățean, așa mai la periferia societății, care refuză pupa să-i îngroape soția și după vreo două săptămâni ținut în casă, se hotărăsc să o îngroape singură. Și de aici toată nebunia. Și o să vă citesc un mic fragment din toată chestia asta. Gândurile lui Sile Trăfănel începură să se rărească datorită clănțănitului câtorva dinți care îi mai rămăseseră. Era din ce în ce mai fric și dacă mai stătea mult pe gânduri, risca să se întâlnească cu Mărioara pe lumea cealaltă mai repede decât și-ar fi dorit. Mărioara era soția lui. Fost. Se gândise să se apuce de lucru, prinse cazmaua pe care o luase de peste gardul lui Aordeu și începu să sape. Pământul se refuza să cedeze, cazmaua sărea ca și cum ar fi dat cu ea în beton. Era înghețat și asta îl cam descumpări pesele. În jurul și după mai multe încercări reuși să desprinde prima brazdă, apoi fu ceva mai ușor să dea contru gropii. Obosi și se așeză lângă palutul bine legat, scoase o sticlă din buzunarul pantalonului și trase o dușcă, se șterse cu mâneca la gură și se adresă Mărioarei în gând. Vezi, fărițar, mă, dar dracu că și pământul ai fost să te primească. Te găsi să mor pe cerul ăsta, când spuneam că eu că ești proastă. Uite, că am avut dreptate, ești proastă și moartă. Mai trebuie să o dușcă și început să râdă, apoi se ridică o trăsă de mine ceea ce a început. Să pun vreo jumătate de metru adâncime și-și aminti că tot era să prași și groapă la sobusul. Asta se întâmpla în urmă cu mulți ani când Mărioarei se nezărise să meargă la facultate, să se facă profesoară. N-am mai avut trai cu ea până când vreo zi întorcându-se acasă la cărciumă, ca de obicei pe la miezul nopții, a găsit un bilet pe masă, le-a scris cu un proiect chimic. Am plecat la facultate. A reușit să spună, du-te-n... Așa dormi cu capul pe masă. S-a trezit a doua zi cu biletul în mână, pe care, după ce l-a citit, l-a mai citit odată, l-a ascuns în buzunarul cămășii, apoi după vreo 4 luni și-a adus aminte că Mărioara nu făcuse decât un an de liceu. Motivul pentru care nu terminase era chiar el cel ce deschisese la cătul vieții. Nu înțelegea să cum de i-a păcălit pe aia de la facultate de a un scrisul. De câte ori își aducea aminte, începea să râdă hohote și să răspundă apoi cu voce tare. E proști! Așa s-a întâmplat într-o zi când era cu Ghiță într-o la masă. Bolsuri câte 4 duble de fiecare și pe Sile l-a apucat de sedii râsul cu ochii ațintiți la masa vecină. Ce crucea, mă, te-ai mărâs, Dăvine? A întrebat cu vreodată în rălău urmărând din privire. E proști! A țăpat Sile. La masa vecină s-a ridicat o costică în mână și s-a apropiat de Sile. Pe cine faci, mă, prost, tu zbura, mătii? Atât am plăcut să audă și să simt o bubuitoră puternică în cap. Cu excelent s-a făcut că și în rălău a auzit și a simțit la fel. Pe amândoi a durut capetele câteva săptămâni după ce s-au trezit dintr-un somn forțat la marginea unui șanț. După încă vreo 6 luni de zile, a găsit-o pe Mărioara o dimineață de vreme în curte. Nici nu se numease bine de ziul când la ieșire din casă observa pe cineva plimbindu-se cu ceva în brațe prin, așa, prin curte. Se trezise mai devreme de cum era obiceiul pentru a da o raită pe la cotețelul lineagul hârjonitul și cu cupricină, cei mai aguți oameni ai satului. Nu mai trecuse pe acolo de câteva luni, când puii de curte erau destul de mici. După calculele lui, acum trebuia să fie de la vreo 5-6 kg bucata. Atunci se mulțumise cu 2 găini și un cupă și căruia stăpânii nu le-au simțit lipsa. Aveau așa de multe încât nu reușea să numere niciodată. Acum era hotărât să ia cu el cât o putea. Devenind circumspect când văzut cu cineva săptămâna trecută și apoi când de vei ținut lângă ușă pentru ocazii speciale. Care-i chiulul meu, Iuba? A dat smoaca că de nu să nebunezi dacă nu te spede să auzi. Vorbește în ce să le, că speri copilul și te-au vecinii, răspunse Mărioara. Ce zici, mă, veniți de la facultate? Nu, de la maternitate. Și ce făcut și acolo? Un copil ce putea să fac? A cui luaza? A mea. Și-a mai cui că doar nu-l făcut singur. Singură. Și l-a tău, spuse Mărioara cu privirea în pământ. Ce spui, fă? Deocamdată atât. Va urma. O să rog pe Violeta în afir să ne mai cânte. Între mine și tine e cale de un drum, înfipt într-o lună străină, și parcă mă îndeamnă noaptea de acum la luna-ți din o cristalină. Și parcă mă îndeamnă noaptea de acum la luna-ți din o cristalină. Între mine și tine e ca
tale de o noapte, sfârșită de somn peste drumuri. Între noi sunt doar semne, căzând peste șoapte și lacrimi, băltind peste scrumuri. Între noi sunt doar semne, căzând peste șoapte și lacrimi, băltind peste scrumuri. Între mine și tine sunt ziduri ce cad, peste tristă singurătate. Sunt iubiri înspre veci, rătăciri ce decad, peste timpul sfârșit ce se zbate. Sunt iubiri înspre veci și rătăciri ce decad, peste timpul sfârșit ce se zbate. Între mine și tine e cale de un om și un da care urlă din tine. E cale de un vers dureros și tabu ce frânge inima-n mine. E cale de un vers dureros și tabu ce frânge inima-n mine. Poezie. Doamne și domnule, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participare. Vă invităm în hol, că acolo trebuie să dăm și noi un pahar de suc. Și să nu țin ceva. Da? Bun. Și pe data de 20 vă invităm în același loc, în aceeași formulă, poate și mai mulți decât astăzi, pentru că vom avea o triplă lansare de carte. Vă mulțumesc mult!